Alu. Noi, ecologiștii, am luat o hotărâre, ecologiști din Botoșani, ca tot ce se strică, tot ce se taie ca arbore, să punem noi din fondurile noastre să le plantăm. Tot ce se strică. Stă în puterea noastră, costurile nu sunt mari, dar stă în puterea noastră să plantăm acolo unde lipsesc copaci. Am luat legătura cu pepiniere, domnul Lebă de Liviu, care a vorbit și azi dimineață, fratele dumnealui este acolo silvic la Iași și a fost director până la noua guvernare și avem contacte cu ocoale silvice și transmite un semnal botoșănilor că dacă în parcul dumnealor, dacă pe spațiul dumnealor verde lipsește sau își doresc un arbore, să ne contacteze pe noi și atunci noi îl vom livra gratuit și vom merge și chiar îl vom sădi. Botoșanul trebuie să rămână capitala verde a României. Deci el este un oraș verde, dar dacă nu este îngrijit, dacă se lasă la voia întâmplării tot ce se întâmplă sau se degradează în timp, atunci ajungem chiar de râsul lumii. Trebuie să ne păstrăm această sintagma de capitala verde a României. Pe lângă toate acestea, v-am spus și data trecută, semințele, cele 100.000 de semințe sunt la încolțit. Dacă o să, poate sâmbătă sau poate până viitoare la început, o să vă prezint primele plăduțe răsărite. M-au ajutat domnul Ninel Țâmpău și le-a pus semințele la dumnealui în seară. Și noi vom planta, cum am mai spus, până la 160 de hectare s-ar putea planta cu aceste plante aduse din noi. Este o specie puternică, v-am mai spus, Paulonia tamentosa, și sper ca să aducem o bucurie familiilor care vor avea grijă de aceste arbori. Încă o dată, vă mai spun, o să facem inventarul tuturor arborilor din Botoșani, că nu sunt. Și o să încercăm noi să facem un fel de certificate de adopție sau vom da în îngrijire cuiva respectivul arbore. Peste tot în lume se întâmplă acest lucru. Dar dacă în optica noastră orașul este al nostru și al nimănui, trecem pe stradă, strada noi a mea, rupem gardul, aruncăm banca, copacul nu e cu mine, deci tot ce în încălzare ar trebui respectat. Și atunci, tocmai acesta este rolul Partidului Ecologiei și a grupării noastre, ca să atragem atenția asupra lucrurilor.